Cine să fie, cine să fie. Un GLA, dar cu altă pălărie. Glumesc, nu este Mercedes GLA, este Mercedes-Benz EQA, fratele electric al acestuia. Avem un motor de 190 de cai putere, amplasat pe muntea față, și o baterie de 66,5 kWh, care ar trebui să asigure acestei mașini o autonomie de aproximativ 420 de kilometri, fiind un model electric. Nu avem o grilă frontală, iar aceasta a fost acoperită în întregime de acest panou finisat cu negru lucios, și fiind o echipare AMG Line, avem și aceste dungi cromate plus aceste ornamente care fac botul mașinii să fie mai agresiv decât pe o echipare standard. Avem faruri full LED, vedem și aici. Jantele măsoară 18 inci și sunt și ele în echipare AMG. Au și aceste adăugiri cu rol aerodinamic pentru a reduce turbulențele și a crește autonomia mașinii. Inscripția EQA montată pe aripă. Oglinzile sunt finisate cu negru lucios și au semnalizări incorporate, iar mânerele sunt cromate. La fel și ramele geamurilor sunt finisate cu negru lucios, iar aici avem portul de încărcare. Se deschide așa și avem acces la încărcarea mașinii. Partea din spate diferă puțin de un GLA obișnuit. În primul rând avem această bandă LED care se întinde pe toată lățimea mașinii. Nu avem guri de evacuare, bineînțeles, pentru că e o mașină electrică, dar avem un portbagaj și o acționare electrică care se deschide așa. Este cu aproximativ 100 de litri mai mic decât la un GLA obișnuit, din cauza bateriilor care au fost montate sub mașină, astfel că capacitatea totală a fost redusă, dar în continuare rămâne un volum destul de utilizabil. Câteva plăsuțe, cârlige pentru plase și pe stânga și pe dreapta, o altă plăsuță mică, o podea falsă sub care putem depozita cablurile de încărcare. Dacă închidem de la acest buton, haionul coboară. Avem și inscripția EQA 250 aici. Și dacă mergem pe locurile din spate, avem așa, piele Artico pe uși cu cusătură roșie contrastantă, Alcantara, puțin crom satinat, tweeter pentru sistemul audio, mânerul cromat și el, un spațiu destul de mic de depozitare, spațiu suficient la picioare, aceeași piele Artico cu cusături roșii contrastante, Alcantara, suportul Isofix pentru montarea unui scaun de copil, iar bancheta se rabatează de aici. Dacă ne mutăm la postul șoferului, avem aceeași față de ușă îmbrăcată cu piele, cu sută, un ornament din lemn, încălzire pentru scaun, comenzile pentru geamuri, pentru oglinzile electrice și pentru deschiderea portbagajului. Aici avem o boxă pentru sistemul audio, scaunul șoferului cu reglaje manuale, dar cu lombar acționabil electric. Aceeași tapiserie, cum am întâlnit și pe bancheta din spate, și dacă luăm loc la postul de condus, mașina ne întâmpină. Avem inscripția EQ, fiind un model electric, un volan îmbrăcat în piele și normală și perforată, cu cusături contrastante, de asemenea roșii, butoane capacitive pentru media și pentru pilotul automat,
Și dacă pornim și mașina, cele două ecrane ale sistemului MBUX se trezesc la viață. Cel din față oferă toate informațiile necesare pentru șofer. Avem pe stânga utilizarea bateriei, după cum vedem acum, 24,1 kWh per kilometru. Autonomia. Iar aici avem sistemul de infotainment MBUX de la Mercedes, care răspunde foarte bine, are o grafică foarte clară, foarte plăcută, are conectivitate cu telefonul, are navigație, chiar și navigație augmentată, deci va suprapune indicațiile peste imaginile redate de camera frontală. Mai departe avem trei guri de ventilație, foarte mult negru lucios, care, după cum vedeți, se murdărește repede. Aici jos, în plus, avem comenzile pentru climatizare păstrate în format fizic, deci, după cum se poate vedea, aici nu este pornită mașina, dar acolo se va apărea afișajul pentru temperatura selectată. Aici apare meniul pentru climatizare, ventilație, auto, degivrare lunetă, luminile pentru avarii, recirculare condiționat și pompa de căldură aici. Încă puțin lemn pe bord, același pe care îl vedem și pe uși. Spații de depozitare destul de bune în fețele de uși. Scaunele sunt confortabile și am uitat să arăt acest spațiu de depozitare de aici, care are și un încărcător wireless pentru telefoanele care suportă așa ceva. Iar acolo se poate încărca cheia într-un cele două suporturi pentru pahare. De aici se poate controla sistemul mașinii, funcționează atât cu ecranele prin touchscreen, cât și prin acest touchpad, astfel că putem să-l utilizăm și de aici. După cum se poate vedea, dacă ne întoarcem, putem să folosim acest touchpad pentru a ne juca cu comenzile mașinii. Mai multe detalii despre noul Mercedes EQ aveți putea citi în review-ul complet despre el pe promotor.ro.